După 7 luni de dezbateri, ministrul educației a semnat statutul elevului, un document de sine stătător cu reguli valabile în orice școală din această toamnă. Elevii pot merge la școală cu telefoane mobile, vor putea contesta notele și vor evalua în mod anonim profesorii. Din ordonanță reiese că da, are voie să aibă telefonul cu el, dar nu poate folosi decât în situații de excepție, decât în criză sau de urgență. Da, asta este cuvântul, de urgență. Acum am recomandat directorilor să nu neglijeze aceste aspecte. Statutul pe care elevii vor trebui să-l respecte din 12 septembrie nu mai permite școlilor să le impună copiilor uniforme, ci doar unele semne distincte, dacă este cazul. Este vorba de uniforma școlară de care se face vorbire, ori există prevedere legală în care școala, prin care școala poate să-și adopte semne distincte pentru a fi recunoscuți elevii ca făcând parte din comunitatea școlară respectivă. Asta presupunând chiar și uniforma. Statutul elevului reglementează drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ de stat, particular sau confesional din România și este primul de acest tip elaborat în țara noastră după 1990.